în primul rând, regimul de viză și acord de asociere, termenul de 4 ani, aproape 4 ani la guvernare, e mult mai mult decât un an care a rămas acestor care sunt la guvernare. Deci vă convine chestia asta? Nu ne convine, noi am muncit pentru asta. De acord. Și haideți să vorbim că eu, dacă vorbim mine personal, eu muncesc, încă unii trăiau panere pe undeva. Să gândeau la business atunci. Dar nu asta e important. Important este că să nu compromitem acest curs european, fiindcă cursul european încă nu înseamnă libera circulație și acord de asociere. Dacă noi pierdem viitoare alegeri la toamnă, atunci cursul deci european... Deci veți fi indulgent față de foștii colegi. Da. Dacă noi pierdem cursul european, ce îi spuneam eu și odată a falsificat un fost coleg de meu, că Ghimp a spus că 2014, 18, 22, nu știu când acolo, cum să venim să dăm jos comuniștii. Cursul european înseamnă o politică bine gândită, o politică care nu vine să compromită puterea, pentru că noi vorbim de Europa, da? Normal, cursul european, liberă circulație, cursul... Dar aeroportul la cine s-a dus? Banca de economie la cine s-a dus? Și da, mea, nu turnați apă la moară comuniștilor când în permanență amintiți de... Eu torn apă și la foștii mei colegi să conștientizeze că nu poți vorbești de cursul european dacă ți unii să fie în altă direcție. Despre asta vorbesc. Fiindcă dacă noi am venit și am spus în 2009 că suntem mai buni, apoi noi trebuie să demonstrăm că adevărat suntem mai buni. Cum azi putem noi spune că suntem mai buni dacă, ca să nu numesc, spunem X, Y, Z, lumea vede că s-a făcut prost.